Bună ziua! Astăzi vom învăța cum putem edita video și audio cu ajutorul aplicației Photos. Aplicația Photos face parte din suita de aplicații ale sistemului de operare Windows și este un editor de imagine și video. De la versiunea Windows 10, această aplicație a fost îmbunătățită și conține funcționalități elementare pentru editarea video și audio în partea editorului video. Aplicația se accesează de la butonul de start al Windows-ului prin tastarea cuvântului Photos. Să adăugăm fișiere de tip imagine sau video proiectului. În linia de asamblare vom adăuga din librărie elementele care compun proiectul sub formă de carduri. Putem adăuga text pe un card sau putem crea carduri titlu. Putem stabili durata de vizualizare a cardului prin selectarea acestuia, apoi de la opțiunea durată putem selecta un timp deja prestabilit sau îl putem personaliza prin tastarea timpului în caseta text corespunzătoare. Se vor adăuga efecte de mișcare sau 3D. Pentru a adăuga efecte de mișcare, se selectează cardul, apoi opțiunea mișcare. Modificările se pot previzualiza din linia de rulare. Un card video poate fi tăiat și păstrat doar o parte. Pentru aceasta se selectează cardul, apoi se selectează opțiunea Trim. Prin accesarea butonului de rulare, putem stabili exact momentele pe care vrem să le păstrăm. Vom muta capetele pe linia de timp a cardului. Putem previzualiza din nou partea pe care dorim să o păstrăm. Putem modifica viteza de rulare, să previzualizăm viteza normală a cardului. Accesând butonul pentru viteză, putem selecta de pe bara de viteză o viteză mai mare sau mai mică.
Se poate personaliza fundalul audio prin accesarea butonului Personalizare audio. Poate fi adăugat un fișier audio. Stabili timpul de început și de sfârșit dacă fișierul audio are o lungime mai mică decât cel video. Dacă are o lungime mai mare, timpul rămas va fi ignorat. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre editare video și audio cu ajutorul aplicației Photos.